Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. Astăzi este alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, practicant de șamanism, inițiator cercuri de feminitate și vom vorbi despre o carte foarte importantă din colecția Arhetip a editurii Herald. Este vorba despre Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding, o carte, așa cum spuneam puțin mai devreme, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald, în traducerea lui George Arion Jr. Cartea scrisă de Dr. Esther Harding este o încercare, am putea spune, de a prezenta anumite fundamente arhetipale din psihologia feminină. Structura psihică nu este formată numai din conținutul conștient, ci și din idei care par să se bazeze pe percepții senzoriale alterate în chip ciudat. Aceste percepții senzoriale care sunt modificate de elemente formative apriorice și inconștiente, adică de arhetipuri. Am citat un mic extras din introducerea cărții semnată de celebrul psiholog Carl Gustav Jung. O carte, așa cum spuneam, o carte foarte, foarte interesantă, Mary Esther Harding, un soi de discipol al lui Carl Gustav Jung, Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor. Și am să vă arăt, ca și Olimpia, am să vă arăt cartea la și cameră, eu. Dragi cititori și dragi cititoare. Esther Harding, autoarea volumului de față, este doctor și specialist în tratarea afecțiunilor psihogene. Este o fostă studentă a lui Carl Gustav Jung, așa cum el spune în introducerea cărții. Ea s-a străduit să înțeleagă structura psihică a omului modern și, după cum dovedește prezentul volum, să exploreze psihicul uman în profunzimea trecutului său istoric. În această carte, chiar la început, în primul capitol, vorbește despre importanța lunii, despre ritualurile lunii, despre acest astru, da, care își pune cumva amprenta din punct de vedere și din punct de vedere antropologic asupra ceea ce înseamnă sau ce a însemnat femeia de-a lungul timpurilor. Dacă ar fi să vorbim poate și de perioada matriarhatului, dacă ar fi să vorbim și de șamanism în contextul discuției despre simboluri, mituri, arhetipuri, cred că putem spune fără niciun fel de rezervă că femeia a fost primul șaman din lume, mai ales dacă facem și referire la perioada matriarhatului, când ea ținea, ca să spunem așa, frâiele familie, mult spus, probabil vorbim despre un trib sau despre o grupare, o comunitate, da, unde rolul șamanului era foarte, foarte important. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea asta și mă bucur că ai făcut apel la mine, m-ai invitat să vorbim despre misterele femeii și despre practicile șamanice feminine, pentru că în această carte sunt cuprinse exact aceste ritualuri pe care femeile din cele mai vechi timpuri, și astăzi este o renaștere a acestor ritualuri, care sunt legate de lună, de fertilitate, de ciclu menstrual, de trezirea conștiinței feminine, care parcă a fost adormită. Și tot mai mult femeile se trezesc, se capătă puterea, intră în puterea lor, nu sunt deasupra masculinului, nici inferioare masculinului, ci sunt pe același nivel, dar totuși ele își deschid ceea ce a fost negat, ceea ce a fost închis, mai ales în Evul Mediu și în perioada nu recent apusă, partea aceea subtilă, intuiția feminină. Și prin practicile acestea, prin ritualurile lunii, prin misterele femeii, de fapt ea înțelege misterul ciclului menstrual, misterul
sânge lui care curge fără ca ea să moară. Și asta este un fapt fabulos, dacă în fiecare lună ea sângerează fără să moară. Este o mare putere pe care femeile au uitat-o. De aceea, în aceste practici, și în carte se amintește, e foarte frumos, când femeile, când sunt în perioada lor de retragere, pentru că asta este menstruația, este o perioadă de retragere, ele pur și simplu intră în partea subconștientă, o deschid și accesează niște lucruri foarte importante pentru familia lor, pentru ele. Mai de mult, ele se întâlneau și în aceste întâlniri, în aceste corturi roșii, cum erau numite, în aceste locuri speciale, ele aduceau informații pentru binele comunității din care făceau parte. Acum văd că la mine scrie Ioan Nistor pe Zoom. Norocul că te-am prezentat la început, ca să știe lumea că nu vorbim cu Ioan Nistor. Da? Da, și cu Ioan și transmis salutări, și cu Ioan am făcut lucruri frumoase, înregistrări și emisiuni. Am găsit un lucru interesant la capitolul 6, înțelesul lăuntric al ciclului lunii. Apropo de ceea ce tu spuneai puțin mai devreme, este simplu să înțelegem cum pentru gândirea naivă a popoarelor primitive, soarele a devenit zeul bărbaților și luna zeița femeilor, datorită caracteristicilor lor, care par să corespundă celor masculine și feminine, astfel justificându-se alegerea acestor simboluri. Însă un simbol nu este doar un semn, o imagine aleasă, este ceva mult mai semnificativ. Cumva aici mă gândesc și la partea aceasta de energie. Mă duce cu gândul și la cei doi poli, Yin și Yang. Cum putem vedea aceste ritualuri ale lunii, mai ales că, așa cum te-am și prezentat, tu inițiezi, pe lângă partea de practică șamanică și de ritualuri, periodic, da, la ceva timp, cu anumită regularitate, frecvență, organizezi aceste cercuri pentru femei, pentru a-și găsi probabil feminitatea, pentru a înțelege aceste ritualuri ale lunii. Pentru că îți mărturisesc și am mai discutat și cu alte ocazii, mai ales în zona aceasta a subiectelor și a cărților de la editura Herald legată de psihologie și de psihoterapie. Faptul că asistăm în ultimul timp și se vede cu ochiul liber, mai ales dacă ești o persoană care, să spunem că ești pasionată de partea aceasta de statistici și să vezi exact cum evoluează lumea, eu cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere ca strict ca observator, îmi dau seama că de fapt rolurile femeii și rolurile bărbatului s-au cam schimbat în ultimii ani, în ultimii, nu știu să zic, 5, 10, 15, poate chiar 20 de ani. Și nu de multe ori am auzit lucru cu care sunt într-o oarecare măsură de acord, pentru că sunt un promotor și un susținător al, hai să spunem, și al feminismului, dar și al feminității. Doar să fie bine înțelese, pentru că am auzit de multe ori, și mai ales pe rețelele de socializare, afirmații de genul: nu mai suntem ca acum 40-50 de ani, când eram femeia de la cratiță, de cele mai multe ori casnică, stând acasă, crescând copiii, pentru câțiva ani neavând servici, bărbatul era furnizorul de resurse. Apropo de, ne duce cuvântul în zona ancestrală, bărbatul ancestrală este la vânătoare, veche, exact, bărbatul este la vânătoare ca să-și rănească familia. Și femeia a devenit în ultimii ani acel, e un mit, femeia puternică, femeia independentă, femeia pe picioarele ei, femeia care poate singură să-și obțină resursele și materiale și financiare. Și din păcate, nu știu, se întâmplă un lucru ciudat.
având aceste resurse, da, femeia preferă să fie singură. Sau, oare preferă să fie singură? Nu știu, cel puțin în societate asta se vede. Nu știu dacă preferă, pentru că asta ar trebui după fiecare caz în parte întrebată fiecare. Eu sunt convins că nu preferă să fie singură. Dar parcă, nu știu, s-au schimbat un pic rolurile. Adică femeia ajunge să facă lucrurile pe care în urmă cu 25, 30, 40 de ani le făcea bărbatul. Tocmai ca să nu mai depindă de el. Și ăsta mi se pare un lucru straniu. De ce? Nu mi-aș dori ca o femeie să fie dependentă. Sub nicio formă. Doar că, din punctul meu de vedere, sunt lucruri, poate așa am fost eu crescut, educat, sunt lucruri care intră în obligația sau intră în apanajul bărbatului, sunt lucruri care trebuie bărbatul să le facă și alte lucruri să le facă femeia. Sau să-și împartă în mod echitabil. Nu e cazul ca femeia să stea să gătească. Eu îți mărturisesc sincer, eu gătesc foarte mult, de 3 ani încoace. Și îmi place lucrul ăsta, îmi place în bucătărie, da? Dar consider că sunt lucruri care, mai ales ce ține de forța fizică, mai ales ce ține, nu știu, de uite, mers la piață, de făcut cumpărături, sacoșe grele și așa mai departe, astea cred că ar trebui să le facă, zic eu, bărbatul sau măcar împreună, dar niciun caz femeia singură. Am de acord cu tine, doar că dacă femeia este singură și va duce ea bagajele, își va duce ea sacoșele acelea grele. A fi femeie puternică, din punctul meu de vedere, este cu totul altceva. Nici nu se compară cu a fi femeia bărbat. Femeia puternică este femeia care are încredere în ea, în darurile ei, în calitățile ei, în ceea ce face, care este senzitivă, care poate să fie blândă și în același timp poate să pună limite sănătoase, da? Care nu este nici victimă, care nu intră nici în rol de salvator. Care este emoțională. Poate să fie emoțională când e cazul sau nu. Femeia este curgere, curge, e fluidă. Ea nu este o stană de piatră. Ea este cea care mulează, care schimbă cu un zâmbet, poate să transforme familia. Ea este efectiv un stâlp al casei, dar nu văzut un stâlp, o cascadă, un râu. Asta este ea în casă. Asta este într-o companie. Asta este o femeie. De exemplu, Cleopatra conducea într-o manieră feminină un imperiu. Cleopatra conducea Egiptul. Da? Asta este a conduce, a fi regină, dar într-o manieră feminină. Le recomand oamenilor să se uite la filmul acela cu Elizabeth Taylor, în care Cleopatra era interpretată de ea și a fost magistrală prezentarea femeii regină, care știe să conducă, cum se îmbrăca, cum apărea, cum știa să spună nu când spunea, da, asta este femeia. Femeia, dacă strigă, poate nu e auzită, ea a fost, de-a lungul timpului, suprimată, a fost suprimată vocea. Asta încearcă acum să scoată. Asta fac încercuri cu femeia. Scoateți-vă vocea, vorbiți, dați-vă voie să fiți auzite. Nu vă fie teamă de voi, de ceea ce sunteți voi, de potențialul. Cum e să naști un copil? Mi se pare fantastic. Eu apreciez foarte mult mamele pentru că nu am un copil al meu născut de mine. Și de aceea, a fi femeie, mi se pare extraordinar. Povesteați o femeie pe care o respect foarte mult și este una din înțeleptele pământului, cum ar fi dacă bărbatul ar avea ciclu menstrual și cum ar spune: o, draga mea, te rog, sunt în acele zile în care eu mă retrag. Ar fi foarte mândru, foarte, și nouă ne este rușine că suntem în acea perioadă în care avem nevoie să ne retragem, se ascund așa, ca nu cumva să se știe. Din contră, acum sunt, în perioada asta, eu puteam, de fapt, să dau naștere unui copil. Acel ovul putea să dea naștere unui copil, să aduc viață pe pământ. Și în acea perioadă e perioada mea în care mă retrag, în care stau pe loc, în care stau cu mine, în care am tot felul de conștientizări, în care le invit pe femei să scrie, să nu muncească, să nu facă lucruri foarte active, să fie mai mult in,
pasive. Este precum luna, că tot vorbeam despre lună. Când e luna neagră, închisă, se retrage, e o retragere, e o noapte. Așa e și femeia. Cum e iarna, că suntem precum un anotimp femeile, ne retrage. Iar la menopauză, femeia devine femeia înțeleaptă. Tot ce a acumulat de-a lungul timpului, ea manifestă. Ea este înțeleapta acelei comunități. Dar are un proces în fiecare lună. De 13 ori pe an, ea are această menstruație. Adică ar putea avea un calendar a ei propriu. Ce se întâmplă? Uite, când sunt în mijloc, când sunt la ovulație, cum mă manifest, ce fac, sunt mai atractivă, ce fac când sunt în perioada înainte de ciclu, îmi ies demonii normal, pentru că poate am făcut ceva contra firii mele și atunci sunt mai agitată, mai nervoasă, mă retrag. Sigur soților știu că e acea perioadă și o observă și atunci ele au nevoie de retragere, să aibă un spațiu al lor. Ar fi minunat... Și de înțelegere. Da. Ar fi minunat să poată să stea două zile acasă în acea perioadă, dar... La noi nu există. Am înțeles că în Franța, într-un timp discutau, cu un an înainte de pandemie, discutau despre această posibilitate ca femeile, în timpul menstruației, să stea acasă. Asta este luna, că am vorbit despre lună. Este exact ca luna. Corpul femeii este precum luna. Noi nu avem abdomenul, noi nu avem pântecul, pentru că eu așa folosesc în termen pântec. E pântecul. Este mai rotund. Nu mergem la sală să-l facem plat precum al unui bărbat. Noi suntem precum luna și în pântec este o lume interioară care lucrează, care absorbe tot ce e în jurul femeii, absorbe, transformă. Normal că uneori să aibă dureri, poate ia niște plante ca să vindece asta. Nu mergem repede la medicament. Ciclul acesta menstrual, menstruația sau unele femei spun lunez, sunt lunez acum, are un rol. Ascultă-l. Eu am vorbit și despre șamanism. Într-una din aceste menstruații aveam dureri foarte mari și încercam să mă înțeleg ce se întâmplă. De ce am așa dureri mari? Și m-am dus pe linia sângelui. Eu bat toba, așa se practică șamanismul. Uneori bat toba, uneori meditez împreună cu femeile sau singură. Atunci o prietenă de-a mea m-a ajutat cu toba și am văzut efectiv cum nu mi-onoram femeile din neamul meu, strămoșele mele, care erau foarte conștiente atunci când făceau mâncare, la ce se gândesc când fac mâncare, când cresc copiii. Deci toate gândurile, cumva e o conștiință a femeii legată de ciclul care se manifestă în viața ei, dar nu doar pentru ea, ci pentru toată familia ei, pentru soție, pentru părinții ei, pentru copiii ei. Asta era femeia. Nu este o wow, eu fac mâncare. Este ok că faci mâncare ca femeie sau ca bărbat. Este o onoare că tu poți să hrănești pe celălalt. Indiferent că ești bărbat sau femeie, dar fii atentă când faci mâncarea asta. De asta bărbații sunt cei mai buni bucătari. Că îi fac cumva fără să simtă povara asta că femeile fac mâncare. Programul acesta e un program. Femeile fac mâncare, bărbații... Merg la vânătoare, dar ce vânătoare? Că acum nu mai e mersul la război și la vânătoare, procurarea asta. Deci, cumva, lucrurile astea au un alt înțeles. Și asta se trezesc acum în femei. Aceste lucruri ancestrale, vechi, dar sănătoase, că sunt multe lucruri vechi care nu sunt sănătoase. Asta se trezesc acum în cercurile de femei, asta se discută, ele dansează, ele gătesc împreună, ele vorbesc. Ele vorbesc despre copiilor, despre soților, despre cum să devină mai bune cu ele. Asta se întâmplă și asta e misterul femeii. De a fi ea, de atunci când se întâlnește cu altă femeie, să vadă ce e mai frumos în femeia cealaltă. Nu să înceapă să judece, să critique, să bârfească. Nu este asta o natură feminină, bârfa. Așa s-a propagat mai departe, ca o undă. Dar nu e asta. Capitolul 10, iarăși foarte interesant, preoții și preotesele lunii, practicile închinate zeității lunii variază de la obiceiurile magice ale popoarelor primitive și sălbatice la ritualuri elaborate, oficiate cu toată demnitatea și solemnitatea de care erau în stare civilizațiile antice.
Am vorbit deja despre ritualurile pe care le au anumite triburi la apariția lunii noi, când toată lumea sau în unele cazuri doar câțiva aleși îi strigă regelui: omul din lună a coborât pe pământ, viața ta s-a reînnoit. Alții, de pildă, hotentoții ies din case și aruncă bile de noroi către lună în chip de talismane aducătoare de ploaie. Pentru că prima dată luna avea un zeu. În carte e foarte, îmi place cartea aceasta pentru că este foarte documentată. Pe lângă ritualurile pe care le explică, este foarte documentată din punct de vedere științific, istoric, din punct de vedere geografic. Toate sunt surprinse aici în această carte. Și la început ne vorbește despre faptul că omul de pe lună era un zeu, nu era zeiță, cum percepem noi astăzi. În unele culturi astăzi, luna este percepută de fapt ca și bunica. Nu este femeia tânără, ci este bunica. Când e luna plină, e bunica. Te vorbești cu luna plină, vorbindu-i bunicii tale despre durerile tale, despre poverile tale, despre întrebările tale. Și asta face poate să facă o femeie la lună plină. Mă gândesc că poate să facă și un bărbat, dacă mi se pare penibil. Dar nu este penibil, este de fapt o descărcare a emoțiilor. Luna plină vine cu a da, a descătușa, a lăsa să plece. Pe când luna nouă vine cu însămânțare, vine cu sădirea unei semințe, unei idei noi, unui proiect nou. E bine să începem proiectele la luna nouă, să le finalizăm sau să închidem spre luna plină. Și aici există diferențe. Când femeia este la lună plină, ea se spune că este mult mai, mai mistică, mai acel cuvânt vrăjitoare, care nu e deloc vrăjitoare. E, pur și simplu are o deschidere subtilă, mult mai, mai profundă. Iar dacă îi vine menstruația la lună nouă, este e un nou început. Se închide un ciclu. Luna neagră, de fapt, când e lună nouă, e negru. Ea se retrage. Dar nu este obligatoriu să fie ciclu atunci când e lună nouă sau când e lună plină sau când e pătrat sau când e ultim. Nu există așa ceva. Nu trebuie să-și fixeze femeile. Ele au propriul lui ritm, propriul ritm. De fapt, corpul ăsta e feminin. E interesant că noi, ca și femei, spunem corpul este una, dar ne folosim, îi spunem parcă ar fi masculin, dar el e feminin. Nu există, în limba română cuvântul e masculin, corpul fizic. Dar corpul meu este feminin, este o ea. Și asta învață. Și dacă ar fi să spunem, dar nu există așa ceva, ei se duceau, erau în antichitate, să creadă în lună sau... Dar nu e adevărat. Nu e adevărat în sensul că luna are efect, mișcă mareele. Cum poți să te gândești o clipă, nu mă refer la tine în general, că nu are influența asupra psihicului nostru, noi care suntem 70% apă? Cum să nu ne influențeze? Dacă mișcă oceanul, dacă mișcă marea, noi, apa din noi, nu o mișcă? Ba da, și în preajma lunii pline suntem mai agitați. Păi de ce? Pentru că sunt apele noastre interioare agitate. De cine? De lună, care atrage, are forță de atracție, este cel mai apropiat astru de pământ. Adică nu e ceva primitiv, vechi. Da. Ca să nu mai vorbim și că din punct de vedere astrologic, ca orice altă planetă, luna, de exemplu, asupra zodiei Rac, are o importanță covârșitoare. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor, de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și care face parte din această frumoasă campanie Arhetipuri, mituri, simboluri și ritualuri șamanice. A fost alături de noi Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism, inițiator cercuri de feminitate. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm, mulțumesc și eu, cu drag. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai aho, bine.